Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație. Am primit multe invitații, adică toate aceste evenimente despre care ai vorbit, mi-au fost vestite și mie prin calea care se vestește astăzi foarte ușor prin e-mail. M-am învrednicit să ajung aici încă. Ajung acum când sunt chemat să zic pe nume și nu mai puteam să spun nu. Și sigur că o curiozitate așa aveam în mine, văzând că lucrurile au pornit și că se țin. Adică 12 evenimente într-o 8 luni sau din februarie până acum, că sunt atât 8, 9, 7 luni, aproape mai mult de 2 pe lună sau aproape 2 pe lună, ne? Înseamnă că lucrurile curg și merg și se țin. Și vedeam și mulțimea de invitații care se făceau și vedeam seama că e tot privit aici cu multă seriozitate. Cam cât trebuie să mă străduiesc pe zile aici, în oamenii aceștia, în atenție? Poate vorbiți o oră și mai pun oamenii întrebări încă o oră și după aia mai stăm la taifaz de o omnicist încă o oră, e suficient. Acum mai vă rugăm să vorbiți mai tare. Mai tare. Microfonul trebuie să stă încet și să se aude perfect. Da. O să vorbesc mai tare. Da. Să ne salutăm. E bine. Așa cum spunea prietenul nostru, al meu și al dumneavoastră, Stelian, anul acesta se împlinesc 300 de ani de la martirajul Sfinților Drâncoveni și biserica noastră le-a dedicat acest an. Știți că de mai mulți ani Patriarhia, mă rog, biserica noastră prin Patriarhie, prin Sfântul Sinod, dedică fiecare an unei teme, să spunem, duhovnicești, teologice și unei unor persoane sfinte. Au fost Sfinții Constantin și Elena, anul ăsta am Sfinții prin Coveni, anul trecut totodată a fost dedicat și Părintele Stăniloae. Și e foarte bine că se face așa, pentru că suntem mai atenți în anul acela și se cercetează mai mult în legătură cu persoane și evenimente importante și stări importante din viața oricărui creștin, dar care în restul timpului rămân puțin în umbră. Ori Constantin Brâncoveanu, fiul lui, cu sedicul lui, sunt într-adevăr unul dintre lucrurile cele mai tari cu care vine poporul român și contribuie la trăirea creștină, zicem, la nivelul întregii lumi. Nu e un lucru local până la urmă. E un lucru cu care te poți prezenta cu demnitate oriunde în lumea aceasta. Și cei care, în fine, de exemplu, cei care citiți Lumina și, mă rog, unii sunt reticenți, foarte multe materiale s-au publicat. S-au luat fiecare detaliu și s-a încercat să se pună în lumină. Sigur că sunt lucruri care se reiau, nu se descoperă așa peste noapte cine știe ce lucruri, dar sunt privite din alte unghiuri și privite cu mai multă atenție și cu mai o deschidere puțin mai atentă, încât să ajungem să pătrundem mai mult din taina aceasta cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Ce știm noi de la școală, ce știam despre moartea lor martirică, cu totul impresionant. Mi se spunea într-o baladă, într-un cântec pe care l-a dedicat poporul, Brâncoveanu Constantin, Boier Vechi și Domn Creștin. Asta e o rimă și e foarte puternică și nu învățam mai mult, bineînțeles, dată fiind condițiile în care a murit, despre însemnătatea și esența acestei vieții lor și a morții lor. Face parte din valorile noastre spirituale cele mai puternice și e păcat să nu încercăm să ne apropiem
dincolo de această scenă finală, cu totul impresionantă, sigur că vizualizând e ceva cumplit. Să vezi cum cad capetele unul după altul, sunt copiii tăi, sunt fiii tăi, os din osul tău, nădejdea ta, și să-i vezi rând pe rând și sigur, mulți au murit sub turci și poate chiar pentru credință, dar totuși când ți se pune pentru credință, bineînțeles, numai că era o luptă de obicei colectivă, iar credința ținea chiar de starea ta de neam și de țară. Aici erai izolat și un singur cuvânt puteai să salvezi viața. Probabil, nu e sigur nici asta, dar totuși. Renunți la credința ta, mă rog, ți se promitea că scapi. Și să zic pentru tine, întotdeauna e responsabilitatea ta ce faci cu tine. Dar când răspunzi pentru alții, poți să eziți mai ușor. Să-ți vezi copiii, că depind de tine, nu știi câți dintre noi ar ceda sau n-ar ceda într-o situație din asta, e încă un lucru superficial și că după aceea se vor pocăi, în fine, și în inima lor nu se leapă, numai în formă. Acum, eu, pentru că vă spun, au fost foarte multe lucruri și s-au cercetat aspecte ale domniei, ale pictoriilor lui, luate Bob cu Bob și sunt numeroase, ale surghiunului lui și al Kindorului și al execuției lui. S-a cercetat foarte mult în acest an și mă rog, poate ați citit, poate nu, eu să aleg altceva pentru astă seară. Eu așa am vrut să mă apropiu într-un fel mai blând, să zic, nu mai blând, mai cald. Și atunci am citit o carte pe care vă recomand. E o carte care se cheamă Ultimul Constantin, un roman, se găsește la librările bisericești, în principiu, mai puțin la celelalte, scrisă de o doamnă Ileana Toma, fiica unui foarte veznic preot de la Biserica Bucur, pe care l-am cunoscut la Sărăveam excepțional, Alexie Bârcă, și a scris un roman foarte bine documentat, istoric, despre Constantin Brâncoveanu, se cheamă Ultimul Constantin. Și e foarte, de ce mai bine într-un fel, om, dacă depinde de felul omului, unora le fac lucrurile mai științifice, cu documente, cu trimite, cu mai seci. Aici este mai plină de carne, să spun așa, de poveste. Și vedem care era atmosfera și la curtea domnească din București și care se petreceau lucrurile la Constantinopol, care era Istanbul, mă rog, cea de acum, care era orașul cel mai mare din Europa. Ăsta era orașul cel mai mare din Europa. Se pare că și astăzi este, de atunci era și printre cele mai importante din Europa, Istanbul. Era și bogat, se și țeseau acolo intrigi pentru întreaga lume și era foarte puternic și multă corupție în același timp. Și atunci se poate mai ușor pătrunde puțin în duhul vremii. E o povestitoare excepțională. Deci vă recomand, e o lectură, pentru că poate ați citit, nu am citit pe Sadoveanu pentru Ștefan cel Mare, aici se poate citi foarte bine. Eu acum o să mă sprijin pe altcineva, și anume pe poetul Ioan Alexandru, un poet pe care l-am cunoscut și care a avut un rol imens în biserică și în cultură, într-o vreme în care, poftim, în politică după, s-a luptat foarte tare, dar eu acum, nu are dreptate, după 90, și aici e de discutat mult. Și s-a pus cu tot sufletul în slujba unei cauze, deci a revenirii la o societate condusă de principiile creștine,
s-a alăturat Partidului Național Țărănesc, care era un partid cu vechi tradiții și în principiu trebuia să fie apropiat de tradiții, de tradiții. Bineînțeles că, ca peste tot, lucrurile au fost penetrate și, până la urmă, s-a diluat această componentă creștină și și-a spus național creștin. Iar s-a dedicat cu tot sufletul și vrea să se facă, cum să vă spun eu, o renaștere spirituală a țării și a neamului. Cât a putut, a putut. A fost curat din intenționat. Foarte bine de intenționat. Sigur, pe de altă parte, atât de mult s-a pus în slujba acestei cauze și cu tot sufletul, că n-am mai scris, practic că n-am mai scris după 90 nimic, sau poate, nu știu, nici să mai fi scris ceva, nu știu, zic și eu, poate un mic articol pe unde v-o fi fost, dar în principiu n-am mai scris nimic, n-am mai scris poezie și până la urmă, într-un fel, nu numai asta, dar a dus la un sfârșit puțin prematur, să spun, după judecata noastră. După judecata lui Dumnezeu, probabil că a fost exact cum trebuia să fie. Un om al lui Dumnezeu. Cu toate ale lui, sigur, în ultima perioadă, dar noastră. Eu vreau să vă spun altceva. Când e vorba să trebuie de un lucru așa de important, de o sferă de foc, așa se spune, de foc sfânt, nu numai și aici, și în problema asta a martirajului Copean, dar în general, în orice lucru care este foarte arzător, foarte important, esențial pentru existență și trăire, calea de apropiere, de intuire, pentru că lucrul ăsta țin de taine, este poezia. Vorbeam și eu un interviu undeva, e publicat cu Părintele Dumitru Stăniloae, și spunea, îl întrebam dacă se poate face teologie fără poezie. Și nu, marea teologie este poezie. Nu se poate, zice, când suntem într-o stare, zice, de toți am fost tineri, dar și acum, pe care știm cum atunci când iubim pe cineva, ne foarte drag, sufletul nostru, chiar dacă nu se exprimă, că nu are dar exprimării poetice, dar trăirea lui devine poetică. Nevoia de poezie, de poetic, devine extraordinar. De-aia, dacă ne uităm în biserică, toate cărțile noastre de slujbă, Mine, Octoit, Pentecostar, Ceaslov, sunt cărți de imne, sunt cărți poetice. Nu sunt simple exprimare, rugăciune, dar rugăciune sunt poete. Nu sunt simple exprimări, cum să spun eu, prozaice, așa, termene. Nu sunt, cum am un limbaj din acesta. Nu. Limba, ca să vorbească cu Dumnezeu, îmbracă forma poeziei, exprimării poetice, a ritmului poetic. E de multe ori nu vedem, că dacă mulți cred că poezia înseamnă rima. Sigur că poate să însemne rima, dar nu e topul. E numai o componentă și care poate să și lipsească rima exterioară de multe ori. Este vorba de un ritm, de o cadență, exact cum viața are nevoie de ritm, inspirare, expirare, zi, noapte și toate aceste alternanțe ca să trăiești de bătăile inimii. Așa și vorbirea, gândirea, trăirea are nevoie de o cadență, de o anumită bătaie. De ce ne bate inima mai tare când cineva ne poate drag și apropiat? Pentru că e un alt ritm, e un ritm întețit, e un ritm în care deja concentrarea ființei noastre este alta. Ori cu Dumnezeu, așa se e legătura cu Dumnezeu a Bisericii și a fiecăruia dintre noi când intrăm în Duhul Bisericii. Sunt multe lucruri care au căzut în biserică, adică au pătruns și lucruri slabe în biserică. În ceea ce privește imaginea, arhitectura, sunt întrebări, dar limba nu, pentru că a fost păstrată. O să vedeți, nu mai înseamnă bisericile noastre de astăzi prea mult cu cele vechi și cele vechi toate sunt foarte bine făcute și frumoase, chiar dacă nu au vrut toți studii. Erau meșteri. Fără să aibă studii, facultăți de arhitectură sau pictor, chiar și țărancă,
totul se transmitea în altfel și tot era cam ce veche e frumos. Astăzi lucrurile sunt mult mai slabe din punctul ăsta. Deci la arhitectură nu prea mai semănă în pictura, dar cât de bună e, parcă nu e ca cea de ordinată la cuvânt, păstrând, suntem cam tot acolo. Cât suntem în interiorul liturgic. Când vorbim afară, când ținem cuvântări, predici, nu știu ce, fiecare după măsura arderii interioare poate să fie mai credibil, să spună, fără să facă cine știe ce teologie, să zic eu, negroasă, poate să spună mai mult sau mai puțin. Foarte mult se vede vorbirea teologică, vorbirea cu Dumnezeu, din trăire. Imediat se zizați omul care spune din vârful buzelor și toți, și aici este o minune în biserică, vă spun, pentru că și asta când se spune să faci, nu ce face popa, ce spune popa, într-un fel preoți o să vedeți și cei care sunt mai puțin pricepuți sau mai puțin trăitori, într-un fel îi obligă mediul în care sunt să spună cam același lucru. Nu se spun mari prostii, se spun mai degrabă lucruri netrăite, lucruri care îți spui formal. Dacă spun lucruri formale, e ca o replică la teatru, când o spui tern așa sau când o spui implicat, personajul devine viu. Dar nu se pot, în principiu, face, bun, sunt și excepții, dar în principiu nu se pot face mari greșeli din punctul ăsta de vedere, pentru că te obligă felul în care a crescut biserica și cum te obligă, într-un mod minunat, te obligă să nu iei asta. Acum, eu asta de aici pornesc că nimeni nu poate să spună mai pătrunzător. Nimeni nu poate să aibă o intuiție mai penetrantă, deci în fața unei vieți și o mărturisit ca Brâncovilor, decât un mare poet. Ioan Alexandru e un mare poet. Bineînțeles că nu se găsesc cărțile lui nici atunci, nu se găseau prea mult nici acum. Mulți dintre astea poate ați auzit, poate n-ați auzit, doamna a auzit că a fost politician, are o poezie extraordinară. E o poezie inimică, deci a fost un mare poet, că așa a avut dar de la Dumnezeu, este un dar, nu e pe acus și mă fac poet. Ăsta e un dar, poți să te faci economist, inginer, asta poți să te mai faci și fără talent. Dar ca să fii mare poet, e un dar. Și a avut la un moment dat, bun, venea dintr-un mediu foarte sănătos, țărănesc cu tot ce avea veche, autentic, tradiție. Și are o revelație și toată poezia lui, pe urmă, devine o poezie imnică. Imnică înseamnă de slăvire. Imn înseamnă slăvire. De slăvirea lui Dumnezeu direct sau prin oamenii lui Dumnezeu. Așa cum noi în biserică ne rugăm Dumnezeu direct, prin inimii lui Hristos, în fine, sau prin Sfinții Lui. Pentru că avem nevoie de însoțire. Chiar și aici pe pământ. Chiar și pusnicii au nevoie de însoțire. Din când în când. Coboară la biserici, în fine. Așa și aici. Și eu a scris, la un moment dat, când s-a descoperit acest personaj extraordinar din istoria noastră, această persoană extraordinară, a scris foarte mult. Deodată a devenit model. Avea și el 5 copii, avea soție și deodată acest om cu atâția copii, cei 4 fii care au murit, cele 7 fii, parcă i-a mai și murit câțiva copii, era un model. Cum să trăiești și cum să mori, rămânând în viață, rămânând nemuritor. Sunt cam 30 de imne care, cu ajutorul celor de lectura doxologia de la Iași au fost cuprins acum într-un volum de cheamă Imnile Sfinților Martiri Brâncoveanu cu acordul familiei și sunt o forță extraordinară. Mie mi-ar place să citesc, dar sunt lungi cele mai bune, poate o să citesc în două mai scurte, sunt lungi și curg așa ca o apă nălvalnică.
impulsul Duhului. El a apărut încet, încet, dar sigur că există un volum care se cheamă Numele Țării Românești și Țara Românească, fiind țara în care a domnit Constantin Brâncoveanu, acolo se găsește cele mai multe. Vede poetul, vede plecarea, știți, lucrurile sunt extraordinare în general, cum s-a întâmplat dincolo de lucrurile clare, că i-a tăiat capul, că a fost fi. Dar uitați, vine și este luat din țară în Vinerea Mare. Nici nu se aștepta. Și s-a spus că o să vină să fie luat și a zis, nu se poate, zice, că turcii respectă totuși cât de cât. O să ne lasă să facem Paștele. Nu. Au venit și în Vinerea Mare i-a luat și a trebuit să plece spre Constantinopol. Și vede poetul această plecare a brâncovenilor, a plecat cu toată familia, cu soție, cu fete, cu copii, cu care după ei au plecat. Și o vede ca o plecare spre Paști. Ei când au fost luați de aici, erau după postul pe 40 de zile, de fapt, nu? Și mai multe. Sunt 7 săptămâni, sunt 2 posturi între. Deci 40 de zile de post. Țineau post. Nu era, cum să zic, postul pentru prostime și domnii și boierii, Dumnezeu știu, ar fi fost și nea. Dar majoritatea țineau. Aveau duhovnici. Constantin Brâncoveanu avea duhovnic un călugăr simplu. Era foarte bun prieten cu mitropolitul, dar avea un călugăr și se spovedea adesea, se împărtășea. Lucrul ăsta era intrat atât de în firea omului, era un lucru firesc. Vă dați seama că astăzi nici asta nu te ferește întotdeauna de căderi. Nu că au fost alți domnitori care au făcut tot felul de netrebnicii sau așa. Dar aici se potrivește acest poet. Da. Brâncoveanu. Pierdut am totul, și țară, și copii. Mi s-a luat coroană și soție. Și acum pe cai cu surițe și cânci, vreau sufletul să-l duc în robie. Ca și cum slăvitul sanctuar ar fi o ultimă cercuire și cum pleznire grinzile de var vor profana și asta potignire. Asta potignire. Și în blaherne clopotele trag la praznicul sfârșitului de vară și în Carpați păstorii se întorc cu turmele din munte peste țară. Și se duc din strâng și nu mai vin și rămân cântoasele în strungă, până când de Sfântul Constantin urcă iar mioara cea îngătângă. Desculți într-o cămașă dintr-un fir, cu pruncii tăi pe uliți bizantine, cu capul în brațe strămutat la cer, te văd în veci, Părinte Constantin. Mă iertați, dar să vă vedea cum e care. Poate din când în când mai presărătă. Deci pleacă spre, cum să spun, spre Paști, spre o trecere. O vede Ioan Alexandru ca un fel de crucial. Pleci în Vinerea Mare, deci cu crucea lui Hristos, nu? Cu Hristos pe crucea aninat. Deci un fel de crucial, de luptă în slujba crucii la care pleacă Brâncoveni. Totodată, plecare la nuntă. O vede ca o plecare la nuntă. Știți că legătura, în fond, un fel eminent în care vede biserica legătura ei cu Hristos, este legătura mire-mireasă. Și asta se vede într-adevăr foarte apăsat și foarte bine în postul mare când cântăm Cămara ta, o văd Mântuitorule, vorba de cămara de nuntă sau iată mirele vine la miezul nopții, sunt cântările astea care se cântă precăderea sau pentru noi cel puțin, ca nu suntem în mănăstiri. Atunci le auzim, e o pregătire de nuntă. Răstignirea și învierea, intrăm în nuntă cu Hristos. E maximul de legătură, de iubire care poate să existe
Și între doi oameni, dacă duce în munta și dincolo de, numai de legătura care stabilește o păstrăit, dar și cu Hristos și spune Efrem Siru, zice, biserica știe, mie mireasa lui Hristos, Maica Domnului e pururea mireasă și ea e Maică, dar și mireasa lui Hristos. Zice, sufletul fiecărui om curat este, poate fi mireasa lui Hristos și să aibă loc ceea ce se cheamă nunta mistică de taină între, fiecare om și Hristos. Ori ei pleacă, vedeți, un om obișnuit, un istoric, n-ar vedea-o așa, dar asta este esența, pleacă la nunta. E o plecare, e un alai, era un alai, cu care, cu fetele, domnițele îmbrăcate, cu Ștefan, cu Constantin, cu Matei, cu Radu, cu tot, călare. Un alai ca alaiul de nuntă. E Mircea o să fie jupuit și răstignit. În vinerea mare. În vinerea mare pleacă, da. Zice, din vinerea cea mare, 6 luni, au plâns sobor carpații după tine. De când te-au tras cu patru cruci tăi pe crucea țării Sfinte Constantine. Din scaunul de voievoți merit, împins de scurs în strai de bucăcie, cu prunci răstigniți în faza ta, ai strămutat de viu în veșnicie. Când barda s-a atins de gâtul tău, ca să reteze de pe el carpații, n-a întrezărit pe sânge rostogol, ca întemeiază un neam de constelații. Soața Maria, oasele gălbui, le-a întors în țară noaptea fără știe și în cutoria Sfântului Gheorghe Nou s-au pus pe lucru într-o mânturie. Așa. E, deci asta e un lucru. Deci pleacă la moarte și asta vreau să vă spun aici, facem o paranteză, s-a spus de multe ori despre Miorița, și există această interpretare că rămâne defectist, că moartea se lasă omorât, că vede... Nu. Asta e o gândire creștină cea mai autentică, să vezi în moarte o nuntă. O trecere de la o viață la altă viață, de la viața dinainte să ai nunta, la viața de după nuntă, la împlinire și rodire. În fond, nunta e făcută pentru rodire. Sigur, poate să fie o nuntă, în asta să zic, de familie, dar poate să fie o nuntă mistică și să rodești cum rodesc, nu? Și călugării sunt mirese în Hristos și rodesc în cuvânt, în rugăciune și în alt fel decât rodesc, să zic, cei din lume. Pe altă parte, Ioan Alexandru vede în lucrul acesta o mare milostivire a lui Dumnezeu. Păi nu o pedeapsă, nu o urgie. Asta e, nu, cum vedeau și vechii martiri, o milostivire în faptul că îi se dea posibilitatea să moară pentru Hristos. E o mare milostivire. În felul acesta, tot ce se adunase în ei, capătă deodată roadă. Fără această milostivire, tot mare ar fi rămas Brâncoveanu, dar nu atât de mare. Și iată milostivirea asta, când îi se dă darul ăsta să fie mari și extraordinari martirea unui neam, el însuși martir. Însuși neamul acesta a avut un martiraj de-a lungul istoriei. Hărcuit, jupuit din toate părțile, atacat mulți. Până vede, e un lucru care mă așa este el și le gândit de Ioan Alexandru, Constantin Brâncoveanu avea rădăcini, cum să spun eu, domnești. Și era foarte mândru că se trage din neamul basarabilor. Basarabii sunt cei care au temea neamul. Poetul vede ca al treilea ctitor de țară după Basarab întâiul și care după Mircea cel Bătrân, el e al treilea, adică în sensul în care pun o piatră de hotar și de la care încolo trebuie să te gândești tu la tine ca om al acestui neam, să te gândești altfel, cu altă responsabilitate și cu altă tărie și cu altă credință. Și se vede lucrul ăsta, el o gândește, face această trimitere, de ce există în stema lui Brâncoveanu vulturul
vulturul și prin vultul basarabilor, el lua de la basarab, dar în fine fiecare își făcea puțin stema lui, merge la vultul ioanic. Vultul ioanic, care e simbolul Sfântului Ioan, dar care e cel care în chipul acesta insuflă toată Sfânta Evanghelie. Nu există reprezentare fără acest vultur, care de fapt este glasul Duhului care îi spune ce să scrie. Nu e o scriere omenească, e cu ajutor omenesc, Dumnezeu se slujește de oameni. Deci de acolo se trage vult și atunci nu trebuie să explic altfel. Suntem într-o istorie sfântă care curge și la care trebuie să fim atenți și să facem parte neasumată. Să nu ne ia valul sau să nu treacă pe lângă noi. Iarăși, ce știe el, Constant Nicolae Cocan era un om extrem de bogat. Și că nu s-a mai văzut om așa bogat prin părțile astea nici înainte, nici după, nici în timpul lui. El a făcut toate astea prin priceperea lui. Astfel, copilăria lui a început foarte dramatic. Avea vreo 2 ani, cam așa, în jur de 2 ani, când tatăl său a fost ucis. Pe Seimeni. Seimeni era un fel de, cum să spun, tâlhari din ăștia de drumul mare, țârbi, turciți, așa, care veneau și jefuiau. Îți intrau pur și în casă, omorau, te jefuiau și plecau. Ce de așa, nu puteai să te obscui. Deci rămâne fără tată de mic. Și Stanca, mama lui Stanca, 46 de ani, sau 47, mai știu, rămâne văduvă, fără să se mai mărite și își dedică întreaga viață pomenirii soțului ei și creșterii copiilor. Și pentru ei face Brâncoveanu Năspirea de la Brâncoveni și are expresie foarte frumoasă, el cum zice, picură schitul în Poiana. Sunt bisericuțele acestea, care le știți, vechi, mici, ca niște picuri de mir pe pământ, de ulei sfânt, în care și mâine și lumea se sfințește și slujește uleiul care trimite, bineînțeles, la Hristos, la unul Mașia. Brâncoveni. Într-o râpă joasă sub pământ, unde satul n-a fost chip să vină, spre răsărit unde e locul sfânt și țărâna e mai mult lumină. Vântul le-abia de mai ajung, borasul de peste bărăgane, Brâncoveanu a picurat în crân un altar la câteva icoane. Și-a vărsat din brațul jertfitor o prisac apus într-o grădină, un monac cât va fi postitor de ceaslov și pravil să se țină. Dorm aici la margine de râu mama ta și tatăl Constantine și ca plumbul zboabele de grâu de când țara plânge după tine. De când pruncii tăi n-au mai venit la părinți și moși să se închine, de când mama lor a încărunțit în exilul stingerii de sine. Turnul brâncovenilor stingher a început ca gorunii să crească, se strămute clopotele în cer, toată jertfa noastră românească. Da, asta e. Urmă, trei văzut, și asta se vede și în cartea care v-am spus, ce școală făceau ei în vremea aceea. La noi lumea era cu totul altfel decât în, să zic, în Occident sau chiar și în nordul Europei. Școala se făcea altfel. În orice caz, toți oamenii din această, să zic, oamenii de curte sau boierii mari sau nu știau câteva limbi bine. Turcă, greacă, slavonă, română și cei mai mulți ei învățau italiană, învățau germană. Și unii și, bun, prin slavonă, slavona nu e chiar rusă, deci e rusă. Deci erau oameni cu... Iar cartea, spune Ioan Alexandru, o făceau pe lângă, pe lângă părinți, pe lângă
părinți îmbunătățiți și cumătători de carte din mănăstiri sau, în fine, de la curțile mitropolitane. Și știți că sub Constantin Brâncoveanu apare școala de la Sfântul Sava și apare, într-un fel, prima academie. Se acordea foarte mult preț cunoașterii de carte. La Hurez a făcut o bibliotecă extraordinară, dotată cu tot ce era mai bun în vremea aceea și în care a scris pe casa cărții, ca omul să se șlefuiască în ea. Asta arată Ioan Alexandru că învățătura era una, cum să spun eu, nu era una din asta de școală seacă. Era o învățătură plină de duh, în care înțelepciunea o deprindeai de la oameni înțelepți și cunoașterea, știți câtă cunoaștere există la oamenii simpli. Lucru care oamenii cu știință mai înaltă poate nu le știu. El, Brâncoveanu, nu era un, ce se cheamă, un cărturar, dar părăcea să se înconjoare de cărturar. Foarte mult a învățat de la unchii săi, de la Constantin Cantacuzino și de la Matei Cantacuzino, mai ales Constantin, era un om foarte rafinat, cu studii în Italia, cu cunoașterea artelor. Și sub el, vedeți, a apărut acest lucru unic, am văzut și un tip acum, care este arta brâncovenească. Arta brâncovenească, poți să-i găsești niște, să zicem, niște rădăcini, dar ea este cu totul și cu totul aparte și inconfundabilă. Nu el a făcut, nu el a cioprit, nu el a... dar sub el s-a făcut. Înseamnă foarte mult o minte luminată în fruntea unei țări, care să știe să lase pe fiecare să lucreze ce a lui, să țină pace în jur, să fie un oarecare belșug, încât lumea să lucreze. Să lucreze și să înflorească și spiritul să rodească. Stilul brâncovenesc este un stil de o generozitate și de o penetrare de atâta duh, încât când îl vezi, ești direct în cer, să spunem așa. Se fac multe pelerinaje și, înțeleg, și pe aici asta înseamnă, e plină țara românească, dar și Transilvania, sudul Transilvaniei, de ctitorii brâncovenești. Fie că a făcut el bisericile respective, le-a întemeiat, fie că le-a reparat destul de mult uneori, fie că le-a înzestrat. Și trei văzute. Legătura bisericii cu Dumnezeu a fost exprimată de la începutul și până de curând și a trebuit să fie și astăzi prin frumusețe. Nu se poate altfel. Frumusețe este condiție sine qua non, ale că nu poți să te duci cu ceva urât. Eu nu mă duc cu ceva urât la iubita mea să-i dau. Decât dacă sunt alterat și nu știu să deosebesc frumosul de urât și atunci e grav. Înțelegeți? Ori lucrurile astea trei văzute ca să știm care ne e moștenirea și la ce trebuie să ne raportăm. Și una dintre contribuțiile extraordinare care, vedeți, nu e numai că zice artă, bun e artă, și care, dar au o greutate spirituală și teologic spirituală. De exemplu, pridvorul bisericilor este o contribuție brâncovenească. Așa cum. El lua sigur că exista în arhitectura țărănească, nu știți din el. Dar lua de acolo și valorificat. Și ce înseamnă? Înseamnă să fie un spațiu de întâlnire, de trecere de la interior la exterior. Să nu fie plus, să fie un pic de adăpost înainte de un loc de unde să scrutezi când ieși în depărtare sau când intri puțin să te reculegi înainte să pătruzi în spațiu sacru. El spune, Ioan Alexandru, observă cum idolul este o extindere a răsăritului spre apus. De obicei era în fața bisericii, în parte. Se duce spre apus. Deci răsăritul cucerește apus.
Știți ce înseamnă răsărit? Venirea lui Hristos și lumina lui Hristos. Da. Pascal. Și iată că dintr-un simplu element arhitectural făcut genial, dar putem să mergem să facem așa fotografii, apare o încărcătură teologică. Dumnezeu este implicit, chemat, întâmpinat, îmbrățișat și în acest fel. În mănăstirilor de mai înainte, Brâncoveanul le-a încropit pribor. Erau prea multe în țară o seminte să nu strângă din mireasma lor. Să nu trag în racle îndurătoare ce se adeverise că-i mai sfânt la icoane în blândele privoare ca într-un fel de celălalt pământ. Astfel înțelesa să se întindă neamul meu un pas înspre apus, candela cât poate să cuprindă, fără din altar să se fi dus. Pe cât în afară se împuțină, de atât lăuntric am crescut, lumina a devenit alină în prea strânta candelă de lut de dorme poveți. Și ochiul îi face bine și sufletului, când biserica are, și sunt în București, puteți să vedeți în multe locuri, pentru că noi când vorbim de Brâncoveanu, vorbim de anii lui de domnie, dar și de la Titoi dinainte ca boier, și suflul brâncovenesc s-a prelungit mult. Sigur că s-a pierdut. Până astăzi, zice, hai să facem, nu știu ce, ciocata pe plasma brâncovenească. Nu se mai poate, că nu mai sunt oameni cu picioare de inspirație, poate, dar nu se mai poate. Și e iarăși văzut ca foarte important faptul că toate aceste locuri de Brâncoveanu, familia lui s-a implicat, sunt locuri în care se comunică cu Dumnezeu. Vedeți, averea lui nu s-a dus în altă parte decât în părțile astea, să facă ctitorii, să ctitorească. Sunt și ctitoriile, să spunem așa, civile. Cum e palatul de la Mogoșoaia, de la Potloși. Și care, dacă le vedem, și ele spun despre un duh al locului acestuia și un geniu al locului acestuia. Nu sunt palatele acelea imense. Sunt niște palate blânde, în care oamenii, stăpânii, să zic, palatul, domnitorii, familia lor, să aibă un loc, un cuib mai degrabă decât ceva copleșitor. Vreau să vă spun, dacă vă duceți în pelerinaj vreodată acolo, pe Valea Pracovei, să vă opriți la Sinaia, de exemplu, să vedeți casa lui George Enescu. E pe partea cealaltă, dacă e ferat așa, Pracovei. Din Sinaia se face un drum așa. Vedeți ce cămăruța aceea avea acest extraordinar, cum să zic eu, geniu al poporului român. Cu adevărat. Avea ca o chilie, un pătuț, un scaun, era, cred că, nu știu dacă 2 metri pe 4, cam așa. O cobertură simplă, cu o icoane. Asta era... Ați văzut? Excepțională. Casa, în principiu, arată și ea foarte bine, dar dormitorul, când îl vezi, te smerești total. Ce avem noi la vreo casă este... Da, mare, în orice caz, lucru. Cu foarte mult bun gust, cu lucruri mai degrabă în lumea țărănească, totul simplu, te și întrebi. Și nu era opulența, nu asta era cuvântul de ordine mult timp la noi, chiar și la boieri. Boieri aveau niște conaci. Conacele nu erau, sigur că față de o coceabă, poate că erau, dar tot de zona țărănească țineau ca spirit. Deci, înainte să devină marele ctitor, cum să spun eu, al neamului prin sângele vărsat, a fost prin cuvânt și prin ziduri. Prin ziduri și prin cuvântul care s-a rostit în acele ziduri. Asta a fost
mai întâi forma lui de mărturisire, că tot mărturisire, martir înseamnă să mărturisești. Bineînțeles că ajungi la mărturisirea cu prețul vieții. Dar înainte a mărturisi prin aceste locuri, îți spune într-o poezie care deschide ciclul, care nu e prima în orice caz, că a umplut țara și Transilvania și ți-a adunat clopote. Foarte multe clopote tonate și clopotele astea care sună de trei ori pe zi și aduc slavă lui Dumnezeu și cheamă lumea la întâlnirea cu Dumnezeu. Ca pe seninți, așa, a aruncat clopote în nu știu câte sate și acestea au rotit ca semințele. Las pe pământ cetăți și catedrale, dar cerurile în cer mă vor primi, să nu vin la tine cu mâinile goale, îngăduie-mi cu pruncea mă jertfi. Va curge sângele sfințind a mea lucrare, va închega tot ce am sfințit, acoperișele de plumb ocrotitoare, vor nimba un neam fără sfârșit. La curez când pus-am temelie, din pronaos am început-o de la mormânt, locul spre slăvi să ajungă ctitorie, locul spre slăv să ajungă ctitorie, îi mai lipseau jertfă de pământ. Era formă un lucru, iarăși, noi vorbim de sfinții, auziți că sunt oamenii sfinții, Constantin Brâncoveanu, cu Sfântul Constantin Brâncoveanu, cu fiii lui, Constantin Ștefan, Radu Matei și Sfetul Iacu, Sfetul cu Ianachi, dar un rol excepțional, extraordinar, un personaj în care poți să te tot închin și care de fapt este într-un fel recuperat în ultima vreme, este soția lui, Maria, care îi spuneau Marica și poporul spunea Marica. Tot timpul lângă el, tot timpul sprijinându-l, sfătuindu-l cu discreție, dar și cu prezență. Nu era o prezență oarecare acolo. El o iubea enorm, enorm și avea și afecțiune și duioșie și nădejde în sprijinul ei. Și rolul ei extraordinar vine după moartea lui, nu, când stă 7 ani. Și așteaptă până când poate să recupereze oasele ale copiilor adunate de niște credincioși din Alpe de acolo și le aduce în țară și le pune ascuns la Sfântul Gheorghe nou și fără inscripție, fără nimic, numai o candelă și după 200 de ani descoperă, când se fac cercetări, descifrează Nicolae Iorga candela în care spune aici odihnesc oasele lui Ion Constantin Voivod. O femeie, deci, și pe urmă, și în continuare, deci, erau teribile multe din soțiile acestea de una. Știți, coseau, de exemplu, pentru biserică. Pe urmă, ori păstrau, erau un fel de monahii, orică erau în lume, orică o făceau cum a făcut-o mama lui Mihai Viteazu, știți, chiar a intrat în mănăstire. Era un alt fel de a gândi, să spun, relația cu societatea și cu Dumnezeu. Și cu totul altfel decât vedem în apus în familia acestea, în general. Și acolo a fost, dar în general acolo era, curtea era un loc al desfătărilor și al destrăbălărilor, în general. Bine, nu toți au fost ca în familia lui Brâncoveanu, dar asta era concepția și gândirea, asta era conștiința și dacă te abătește, că te-a bătut de la drumul drept. Nu o luai pe un drum sfânt gândind că este drept și rătăcind la nesfârșit, crezând că mergi la ținta cea bună. Deci această femeie e egal sfântă, are un martir acompaniator. Gândiți-vă ce a fost, exact cum ce a fost în sufletul mai și Domnului, în fond, ce a fost în inima ei să vadă că soțul ei, că copiii ei, băieții sunt toți sub ochii ei umplit. Aproape că nu mai bine să trăiești, dacă ne imaginăm. O ia continuă și suferă ca să îi aducă să fie puși la locul lor. Și într-un târziu vedeți că Dumnezeu i-a adus la lumină. Extraordinar.
Și există o doamnă, Elena Moraru se numește ea, care de vreo 10 ani, cred, se ocupă de icoanele brâncoveilor. Și a făcut tot felul, în tot fel și chip. Și foarte mult și-a sprijinit iconografia pe imnele acestea și pe imnele acestea, mă rog, pe toate documentele care le-a avut, dar și pe imnele acestea, Alexandru. Deci, baza este mai documentul istoric, mai mult sau mai puțin sec, ci și poezia care este și ea document. Devine document și spune de multe ori mai mult decât un document, pentru că există o putere de pătrundere care te ajută Duhul să pătrunzi în miezul lucrurilor și să pe cât cu putință să scoți, fără să epuizezi taina. Tainele, cum sunt tainele la noi în biserică și de la orice taină de la altă, nu se epuizează. Tot descoperi și tot este inepuizabilă. Mergem la biserică, nu de atâția ani venim și ascultăm Sfânta Liturghie, să spunem, dar și alte spune, vreau să zicem Sfânta Liturghie și nu e să spui, Doamne, asta o știu, ce să mai lasă-mă, că o știu pe din afară. O știm și totuși proaspătă și nouă mereu. Niciodată nu se pare că suntem pe un text vechi și noi ne obligă cineva să mai citim o dată sau să mai ascultăm o dată sau să mai înscriem încă o dată în rânduiala lui. De aceeași prospețime mereu și de multe ori încă descoperim și cu mintea, deci nu numai cu inima lucrurilor. Asta este rolul poeziei. Dacă îmi permiteți, Maria Brâncoveanu. Se poate oare îndura mai mult să-ți păstrezi făptura într-o viață, prunci și bărbat decapitați la rând și muma soață firavă de față? Nici măcar nu a nebunit, sta în mulțime singură în tăcere, până masacrul fost asăvârșit și se crapă în carpați de înviere. Iscoada apoi lupaica de veni, trupurile să le mai apuce, se-i poate prunci în lacrimi veli, să-i terască în țară de pe cruce. Lacrimi cât au fost decapitați, n-a vărsat un licăr dintre ele, se ajungă până la Carpați să le țină lor de lumânărele. Iar că drumul este foarte lung, că pe lacrimi trebuie să-i poarte, câte avea știa că nu-i ajung dacă nu le plânge fără moarte. Maria Brâncoveanu. Da. Deci și această Elena Moraviu o zugrăvește și pe ea cu împreajma lor cu aură. Și e mod clar. Nu trebuie nu, numai cei care mor pentru credință sunt sfinți. Sunt sfinți și cei care mor odată cu ei, așa cum noi murim și înviem cu Hristos și fără să murim neapărat fizic. Dar murim cu Duhul, cu participarea, cu soțirea. Asta spune totul a fost pregătit. Cum am spus, zilele de post, tot postul mare, că se este aproape spre dus până spre sfârșit și se pleacă pe ce? Erau curați deja. Postul curățește. S-au spovedit, s-au împărtășit. Și înainte de plecare, când au văzut că ea au cerut voie, dați-ne voie să ne împărtășim. A venit duhovnicul, a venit mitropolitul și l-a împărtășit pe el și pe toți copiii lui. Și zice, e un vers frumos aici, deci afară de postul, numai postul și ruga din credință și iubire stârnite pot ușura pământul de aceste ploaie nelegiuite, să se tragă din nări, din creier, din inimă, din gură, ne trebuie scuipatul divin să amestece noroiul în noroi cu necătură. Deci ca să scăpăm de tot ceea ce este, ne trebuie postul. Dar uitați ce frumos, că asta mi-a plăcut. Zice, chiar, și de muiere nu m-am mai atins decât ca de Sfintele Icoane. Ce minunat e să te atingi de muiere de femeie ca de Sfintele Icoane. Asta e viziunea care trebuie să o aibă extraordinar. Să vezi în fata, în soția ta, în fata pe care iubești o Sfântă Icoană și cum te adresezi atunci.
cu toată dragostea, dar e o dragoste care trece din, mai presus de dragoste. Noi, uniți la privirea noastră, care e foarte consumistă. Eu cred că și chipurile de multe ori sunt urățite și arată ca niște lucruri să se descopere, pentru că e Hristos, până la urmă. De ce? Nu, fiecare om e Hristos, e chipul lui, mai șters, mai prezent și trebuie să descoperi și să vezi icoana. Dar chipul lui Hristos îl poate face chiar chipul tău icoană, să te apropii de femeie ca de Sfintele icoană. Nu întorci spatele, că asta e ușor, poate. Sau nu e ușor. Nu zici, postesc, întorc spatele. Nu, te apropii. Împotrivă, te apropii mai tare. Pe urmă, are o, o vedere frumoasă Ioan Alexandru. Cuvintele pot să fie și ele moaște. Și asta e foarte tot. Dumnezeu a fost, nu? Cuvântul. Nu Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Pot să fie moaște. Deci cuvintele spuse în Duh și care rămân. Te poți folosi de ele spre vindecare, spre ajutor, spre tămăduire, spre ajutor de Sfintele, spre învățare de sine, spre izvorâre din tine. De-aia e importantă poezia. Poezia, de obicei, cuvintele devin moaște, devin miresmate. Varsă mir. Poezia adevărată. În general, oamenii nu prea citesc poezie. Soția mea, de exemplu, nu citește poezie. Nu știu. E mai greu de citit. E mai ușor să citești un film narrativ, o poveste. Poezia adevărată, vorbesc, nu cea care din coadă are să sune. Nici rime, așa. Poezia adevărată. Și aici, poezia adevărată, el este obligat să ia să o aleagă pe cele scurte, că nu poate. Dar sunt tine care curg pe 10 pagini. Și eu ca o călătorie, așa, și un oratoriu care e cel mai mare și făcut ca să se punești pe muzică. Oratorile sunt pe muzică și care dintre cel mai bine se citește poezia în chilia ta, ca și rugăciunea. Poți să o faci și așa, dar poezia pentru că îți potrivești ritmul tău. Așa ești puțin aici obligat de să-l urmărești pe celălalt, nu întotdeauna ușor. Zice, ceasul de jertfă, împine ceasul de... În primul rând, trebuie să știți că a fost chinuit îngrozitor. Există în carte acolo, nu știam, de aici am citit, asigur că sunt documente la bază, el a fost luat, băgat direct în, la Edirne, la închisoarea cea mai teribilă, cu susururi îngrozitoare. Erau niveluri de, adică etaje, ca să spun. Sus stăteau ăștia, soldații, schingiuitorii, gardienii, și în subsolul se petreceau chinuri îngrozitoare. Ardere, țăpușe sub unghii, jupuire, îngrozitor. Au pătimit și la un moment dat le-a dat drumul. Pentru mai o săptămână, două le-a dat drumul, s-au dus la ambasada noastră, cum se chema, era ambasada noastră la fel de locuințele. Și au stat acolo și au fost tratați de doctor și nu știu, sperând că prin spion să obțină ce nu obținuseră prin chin. Și e descrisă scena asta, era carne vie, carne vie, mai ales pe el, pe Constantin și pe Ștefan. Ștefan era fiul, să zicem așa, cel mai... Nu, cel Constantin era cel mai mare, Ștefan, în schimb, era cel mai apt, așa, avea vocație de domnitor, să zic, de politician și deștept și cult și agil în mișcările astea, că nu e ușor să conduci, nu te așezi pe tron
cum vedem noi așa, și toată lumea vine și spune, nu trebuie să te duci, să fii atent cine te trădează. Era plin de trădători în jurul lor, plin. Și dintre ei lor, de la curte, Cantacuzini, care au, el când a venit la tron, Constantin Brâncovean, a fost dorit de precedentul domnitor Șerban Cantacuzino, care a murit în condiții suspecte, în fine, nelucidate, dar mai degrabă omorât decât de moarte bună, și care a zis el să fie domnitor. Și toată lumea, în momentul acela de criză, pentru că toți erau neputincioși, ăsta era bărbat puternic, știa să conducă, cuvântul era cuvânt drept, era un, cu credință, cu familie frumoasă, cu tot. Și au zis să fie el și Cantacuzinii ceilalți, verii domnitorii, au zis lasă să fie până ne scoate puțin la liman și până dăm jos și venim noi. Ori lucrul ăsta s-a întins 20 de ani și n-a mai... Ori aceea era visul lor al Cantacuzinilor să revină vechiul Imperiu Bizantin, ei făceau parte din familii imperiale și la Sfânta Sofia să cânte din nou orele ortodoxe și să fie din nou un vis deșar, pentru că nu era cu putință, dar care visau și în slujba acestui vis van, treceau tot felul de sfor și el așa a căzut, de fapt, Brâncovean, că toți au vrut ca cu... Trebuie să vedem întotdeauna din interior, cum, și asta la noi la român foarte nu s-a petrecut, ne-am mâncat din interior, noi pe noi. El iubea enorm. Îi iubea amândoi unchi și a învățat de la ei și iubea și nu-i venea să creadă că trădează. Și când și-a dat seama că trădează și încă nu le-a făcut niciun rău. Sigur că acum a doua oară, când mai fusese odată dus acolo și scăpase cu pungi de aur, cu, în fine, pe căi diplomatice, scăpase. Mai fusese dus odată la... și căpătase așa un fel de firmant pentru întreaga viață, că e domn până la moarte. Da, mă rog, nu știu, în Turcii, în Bordamine. E, a doua oară s-a temut ei că dacă se întoarce, îi pedepsește. E cutremurător cum omul ăsta a fost, cum să vă spun, a avut stofă de martir fiind un bărbat puternic. De obicei, martirii sunt oameni mai la marginea... rar ori avem domnitori împărați, sunt câțiva, dar genul ăsta, au murit în bătălie, au murit în alte echipuri, dar nu... Și are, așa zice, despre ceasul jertfei, spune Ioan Alexandru, în gura lui Constantin pune cuvintele astea, lasă-ne să fim storși de cea din urmă picătură de hulă, să rămână numai iubire uleiul de rană, până ce mila ta ne va deosebi de prihană, cum se aleg hoaspele de foc mistuite pe crâne, când din pustie se întorc pântoasele arile araune. Asta e plăcerea lui Alexandru, această imagine biblică, de altfel. Știți cum era înainte, când se trărea, se sufla și zburau ojile și rămâneau... Așa ne alegem noi. Bate vântul, bate Duhul și cine zboară, zboară, că e ușor și nu are greutate și rămân aurul grâului de pâine euharistică. Și asta e, prin Brâncoveanu intrăm în rândul cel mai mare, deci nu există mai om, nu facem noi ierarhia aici și le face biserica într-un fel, vedeți că avem sărbătorile cu ierarhia lor, cu roșu, să zicem, vorbim în limbajul ăsta în popular, cu roșu, cu cruce neagră, cu cruce cu paranteză, cu... Mă rog, bisericește cu polieleu, cu chiveghere, așa, cu lit. Dar totuși tipul ăsta de jertfă ne pune în rândul cel mai mare... Ea e legată așa, într-un fel, legată de Alexandru. Odată, bineînțeles, de jertfa lui Hristos. Orice jertfă martirică, bineînțeles că vine din jertfa lui Hristos. Iar ca tip, să spunem, știți, chiar pentru jertfa lui Hristos, tipul, adică imaginea din Vechiul Testament, e cea a lui Abraham, care i s-a cerut să jertfească unicul fiu și zice, dacă lui Abraham, care un singur fiu, i s-a cerut să jertfească, dar și de la jertfa aceea a fost scăpat, cum să judeci
jertfa unuia care are patru fii și duce până la sfârșit zeri. Deci acolo ne legăm, în linia asta vorbim, a marilor martiri, având în mijloc, bineînțeles, pe Hristos. Și auziți ce frumos spune Brâncoveanu. Am pierdut totul, să nu ne pierdem și sufletul, fiii mei. Asta e de acum în grija noastră hotărătoarea luptă. Să nu ne îngăduim urii și deznădejdii, să stingă în candelele credinței mistuirea neîntreruptă. Să nu lăsăm în urma noastră trupurile atinse de cea mai grozavă pângărire, lepădarea mielului vărsându-se și pentru noi stare de ispășire. De acum deșertarea, frângerea trupului său în lucrare și asupra cortului acestuia ce se sfâșie. Să nu cercăm răscumpărarea din negura ceasurilor de agonie. Nu vine ea acum din ele, nu-i. Îngăduită până la sfârșitul veacurilor ieșire, broboadele de sudoare amestecate cu sânge nu vor stoarce de toată podobia și vlaga din fire. Cei mai de preț însă prada întreagă, neîmpuținată de apostazie, rămâne lacrima perloasă, sămânța murind într-un cules, îmblădite de ciuruitele mâine. Pe urmă, lucrul ăsta e general valabil. 4. Ioan Alexandru a fost osetat de patrie. Astăzi, dacă vorbești de patrie, toată lumea cam ciudat la tine. Vedeți că există și un fals patriotist care a făcut să se ajungă la așa ceva. Dar fără patrie, zice Ioan Alexandru, suntem fără părinți. Pater, patrie, vine din părinți. Și zice, patria, cu ce o stabilizezi, cu ce o fixezi? Și zice, cu oase și cu sânge, nu există. Toate, însăși, patria noastră cerească, pe care aici o reprezintă biserica, o avem pe moaște, nu există la piciorul mesei aperse cu moaște, pe masă se pun moaște, dar sunt toate mișcare într-un colț, cu sute părâne de moaște, dar la noi partea și întregul sunt la fel, și sângele lui Hristos de pe cruce. Și așa se întemeiază patria și orice patrie, așa se fixează, prin jertfă. Trebuie văzută martirul ăsta, nu e, vedeți, Hristos. Nu că e omorât, de se spune, s-a răstignit, vine spre moarte. Și accepția asta nu este o accepție placidă din neputință, e o voință. E la fel și martirul care întemeiază o patrie sau alta, fiecare cu patria lui, se câștigă prin sânge, așa e. Nu există, putem să căutăm toată lumea. Din pricina, sigur, numai patria cerească de la început n-a fost întemeiată în chipul acesta. Însă patria cerească care vine, ca să vină așa, e sângele mucenicilor. Sunt întâi pomeniți întotdeauna. Deci nu putem să avem. De-aia, pe urmă, oamenii se luptă pentru patrie. E pământul moșilor, strămoșilor și asta vedeți cât de multă forță dă faptul că sunt jertfe în pământul patriei. Acolo sunt îngropați și ce croaznic e când în atâtea rânduri totuși s-au profanat într-un fel cimitirele. Fără patrie suntem fără părinți. Fragilă e umbra lumii lăsată pe pământ să prindă gust de patrie. E foarte delicată. Ioan Alexandru s-a făcut imnul vechi înainte de 89, la un moment dat, în timpul lui Ceaușescu și a fost și-l chema și alți poeți să-și dea la părerea și la un moment dat zice, nu există cuvântul patrie nimeni.
s-a introdus, care era Tricolor, care era înainte. Da. Se scosese, s-a băcat pe urmă sterilă-i țara fără semite și patrii departe de-a fi, aur ceresc, că noi nu coborâse pe aurea, apoi să-l tragem sub pământ. Sfințenia, pentru noi mai mult decât, deci în orice sânge, în orice oase, sunt oasele eroilor, ale moștilor, dar pentru noi aici sunt oase de sfinți. Da. Și face toată această jertfă, face din țara noastră, eu o consider o țară fără seamăn, o țară care e mutată în pusnicie. Pusnicia este în Biblia ebraică, pustie și cuvânt erau același cuvânt. Și deci mutată în cuvânt, în cuvânt în Hristos până la urmă. Asta să vedem cum. E, până la urmă, problema care se pune, noi ca biserică, ca țară, noi fiecare, este vorba că primim o moștenire. Deci, oamenii nu au importanță, inclusiv într-o familie, îți lasă o moștenire. Sunt oameni care pleacă și nu lasă nicio moștenire. Și când spun moștenire, nu mă referesc neapărat la valori materiale. Poate în deosebire la valori spirituale, dar și la cele materiale, nu mai spirituale. E bine când ele sunt împreună. Și valorile materiale sunt impregnate de spiritual. Dacă nu, poate să fie numai valori spirituale. Marii noștri părinți de aici poate nu au lăsat mari valori materiale, dar spiritual e o bogăție care face să te fii fericit de a fi fost contemporan cu ei și de a fi respirat în același timp. E moștenirea asta care l-a luat Brâncoveanu și cum o gestionăm noi? O moștenire importantă. Ai două șanse, ori să o sporești, să o păstrezi, să o sporești, ori să o risipești. Asta știi și din cărți. Sunt oameni care au primit moșteniri mari și l-au risipit în fel și chip. Fii risipitori, care nu s-au mai întors. Ori asta este într-un fel vina noastră. Eu vină că ar putem, că nu suntem la înălțimea jertfei brâncoveinilor și nici la înălțimea făpturilor lor. Nu ne uităm la ce au făcut, nu trăim în acea. Sigur că sunt în biserică, sunt oameni care fac așa, care sunt, dar așa la nivel de neam vorbim. Parcă nu suntem niște moștenitori vrednici. Și o să vă citesc pentru această moștenire tot, și cu asta o să chem tot din Ioan Alexandru, zice așa: este statura lui uriașă crescută dintr-o dată aici, cum a fost scos în dimineața când împlinea 60 de ani, acum 270 de ani, atunci era scris ăsta, deci acum 30 de ani, cu barba smulsă, desculț, cu pruncii după el, în cămăși albe pe ulițele sfinte și tras pe butuc. Este momentul când în cea mai mare umilință, purtată cu demnitatea celui ce a însuflețit toată lucrarea în țara românească, este această clipă de foc sfântă, când moartea începe să cedeze, să fie biruită prin moartea de bunăvoie și făptura lui deosenită a voievodului începe să ia proporții cosmice, devine punte, devine arbore, devine seminție, devine salvator al neamului, devine vama transfigurată, devine podul de aur, devine pasăre de aur și foc salvatoare pentru pruncii săi. Și noi trebuie să ne socotim printre pruncii săi, să socotim, zice, învățăturii noastre, fiii mei, se dă acum prilej de adeverire, să nu cădem din iubire, să întrezălim în dragostea Lui, dragostea Lui singura fericire. Acum trebuie să stăm bine, fiii mei, să stăm cu frică și cu tremur, cu ușile, să le păzim simbolul liceelor face Doamne, se vreau adeverit să scalde țărmurile de aur în inimile noastre înțelegătoare. Și
Și moștenirea, cum vă spun, este... Adică ești vrednic de ea cât o lucrezi, când lucrezi în Duhul ei, cum spune, zice. Putem spune că avem o moștenire de aur, numai încă. Atunci când eu însumi, ca om al prezentului, sunt atins de râna de săvârșire, a bucuriei creatoare similară cu cea care a animat pe ei. Trebuie să fiu pe măsura trecutului. Ștefan cel Mare, Constantin Brâncovean, Matei Basarab sau Mihai Viteazu, Nagoe sau Bărcescu, nu sunt oameni de conjunctură, ci de săvârșiți. Nu îmi lipsește nimic ca eu să le știrbesc, oricum să recorijez statura. Și... trebuie să vedem că venim în prelungirea acestei extraordinare alai de oameni minunați, care au ieșit din acest pământ și care nu sunt, cum să zic eu, niște... un desant. Cineva apar și apar să le dau pe Ștefan cel Mare. Sigur că eu, dar el vine ca rezultat a lumei rodiri, a oștii. Deci neamul suferă, rodește, trece până că apar mărgăritare, apar perle și care ne fac coroana neamului și pe care noi, acum suntem purtători mai puțin sau mai mult vrednici. Este, cum spune Ioan Alexandru, Iov, Brâncoveanu, Constantin, efigie în eternitate. Dincolo că este pentru istorie, și trebuie să o vedem aici, că este pentru istoria noastră un moment și o persoană excepțională și pentru biserică, și pentru istoria civilă, și pentru istoria artei, și pentru istoria culturii, ce poate mai important, că ne este în eternitate. Adică este un trimis al neamului românesc la Dumnezeu, un ambasador care poate vorbi convingător pentru noi. Zice, Doamne, ăsta sunt neamul din care mă trag și neamul acesta m-a dat, m-a rodit și neamul acesta, Doamne, fi milostiv și primește-l ca neam între neamurile mântuite. Sigur că sunt mulți. Eu mă uit aici și mă tot este foarte frumoasă această galerie de post pe care i-am cunoscut. Pe mulți dintre ei, nu chiar pe toți, dar mi-am cunoscut bine. Aminte, acesta este calendarul realizat de Anastasia 90. Și acum mai sunt vii, atunci erau mulți, nu știu dacă nu toți. Acum nu mai este viu decât Părintele Mila Dumnezeu, dar e foarte bun. Părintele Rafael Noi. Părintele Rafael Noi, care sunt toți plecați. Iar atunci trăiau toți. Sunt mulți și acum sunt, dacă îi căutăm. Mai știuți, mai nu știuți. Am fost acum la Pătrunsa, la schip, la mănăstire, nu știu acasă. Pe jos, cum se poate afla. Și mi-a spus Părintele Valerian, postul da, e de cur. Și zice, sunt prin munții ăștia de pusnici. Zice, și coboară, zice, pe la hramul. Și am zis să mă duc și eu la un hram să văd pusnici adevărați. E viața e mult mai bogată și mai nuanțată și mai excepțională decât o vedem noi la televizor sau în cetatea asta. Dar asta încă ar fi ușor să te duci să vezi pusnici. Dar sunt, sfinții sunt printre noi. Eu am văzut, unii sunt ușor de detectat, nu, dacă dai de Părintele Stăniloae, nu-ți trebuie mult ca să... Deci, onorare trebuie. Dar vezi că o ființă care poate nu dai doi bani, treci pe lângă ea și când ești atent, miroase așa, că zice, până mireasmă duhovnicească. Eu aveam la muzeu, eram un pic de director în vremea aia și era o fată așa, o mână, domnul, așa, sățelică, așa, plină de însă, așa. Venea dimineața să semneze condică, era lucra cu jumătate de norme, era studentă și mai câștiga un ban să se țină la școală. Zicea, doamnă Costionului, dar ce-a zis Sfântul Cutare? Și mi-a arătat, nu știu ce, și îmi dădea o eugenie, ceva, un pic de pâine, îmi dădea. Era așa, cum să vă spun, înțelegeți, era gestul mai mult decât dacă mi-ar fi dat. Și simțeai sfințenia în ea, așa, firească, natural. Nu făcea gesturile, până ajuns, acum este la o mănăstire foarte vrednică, este Maica acolo, Maica Antuzantea. Dar
Vreau să zic, cei mai mulți artiști s-au toată de treabă, cum se cade de ce-o prindea. Nu era și sunt oamenii ăștia. Și ăștia trebuie să fim atenți că ăștia sunt bucuria noastră. Când te prinzi de un om din ăsta și tu... Asta mă uitam, că stai lângă oameni sfinți, stai lângă părinte, împunătății, să zicem, sau un om împunătății, da? Și în moment cât petreci cu el, ești alt om într-un fel, toate mizerile, uiți de ele, ești aprins de focul lui și te contaminezi și ești într-o stare de... Suntem într-un timp în care încă geata că lucrurile s-au reușit, sunt încă prezent. Foarte mulți. Am o carte care se cheamă Sarea Pământului și acolo numai o parte din oameni de care am dat și care cei mai mulți din ei, chiar dacă vor fi toți sfinți. De exemplu, a fost Horia Berna. N-aș putea să zic când spui despre Părinte Stăniloae, fără să fac presiuni, cum se fac în diverse alte cazuri pentru canonizare. Canonizarea e un lucru și sfințenia e mai mult decât canonizare. Dar sunt oameni, știți cum se cântă la mormântare, cu sfinți odihnește Doamne pe robul tău, cât o fi fost el de necăjit de... Da, și mă rog, poate nu făptuitor de multe bune. Dacă l-ai pus cu sfinții, foarte bine. E foarte bine. Deci cu sfinții ești al lui bun. E foarte generoasă biserica, într-un fel. Apropo, ați făcut niște interviuri extraordinare. Vă mai aduceți aminte la câți mari plăniți duhovnicești ați realizat aceste interviuri? Aveți două cărți, parte de interviu. Da, nu, cu părinții... N-am făcut chiar multe. Sunt câțiva, sunt. Nu mai știu. Și în grupul Prolog, în care ați fost și sunteți de atâția ani membru, mergând în diferite locuri și pelerinaje, ați cunoscut, v-ați intersectat cu asemenea părinți deosebiți, duhovnicești? Nu, grupul Prolog e un grup de pictori și nu sunt pictori și sunt prieteni cu ei, dar nu sunt în grup. Dar ce-am făcut cu ei odată, într-adevăr, am fost la Muntele Athos, există o carte foarte frumos redactată, cu reproduceri, cu nu poze, dar ei au făcut ceva, picturi, desene, în fine, acoarele după ce au văzut pe acolo. În duhul de acolo, nu neapărat el stând. Și carte foarte frumoasă, nu știu dacă se mai găsește la Sofia. Dancii Mihelescu? Nu, e altă carte, se cheamă Vetinarus Natos Ego. Muntele Sfințit, după Muntele Brăjit, ăsta e Muntele Sfințit. Și acolo, într-adevăr, sunt și părinți care am întâlnit acolo. Cel mai, mă rog, pentru mine cel mai impresionant a fost Părintele Petron. La Prodrom. La Prodrom. M-am dus la Athos cu dorul să-l văd. Nu atât Athos în momentul ăla. Doream eu că să văd pe părinte și mine, că l-am văzut că până am. Ce cu oamenii aceștia? Într-adevăr, sunt niște interviuri, cărțile nu se mai găsesc, dar nu sunt foarte mulți. Aici, în cartea asta, poate o să rezum puțin ce mi-a spus el atunci și alți câțiva, 3-4 părinți cu care am avut întâlniri. Dar este extraordinar și am cunoscut oamenii ăștia care, înainte să spună ceva, faptul că ești în prezența lor, totul e foarte puternic. Deodată se schimbă, da, și ți se trage. Sigur că cuvântul de folos la noi, în tradiția noastră, este ceva foarte important și când era Părintele Clopa, era fabulos să l-a spus vorbi cu vorba lui moldovenească, dar erau alții. În fine, nu, aici nu sunt cei care muriseră înainte. Cum era Părintele Paisie, care nu spunea mai nimic, ca o rugăciune mică, două, trei, și cu asta gata și toată asta era parte mai puternic. Alții intră și în lucru acela care sunt bisecranul cu apofaticul și catafaticul. Deci spunem cât spunem, până spunem că nu e așa pentru că e mai presus de așa și până la urmă ajunge, cum spune și Ioan Alexandru aici, la candela tăcerii. Când tăcerea devine grăitoare. Asta e grozav. Când sunt oameni cu care taci și ești îngenit. Taci și simți că nu e bine. În fine, e mai bine să taci decât să spui prostii, clar, dar totuși, oameni când tăcerea
A fost o întâlnire odată, m-am dus să avem duhovnicul meu, chema Iulian, pentru Iulian e o carte și pe un preot de foc, asta era după expresia prinstenilor aia și m-am cu alți, încă un prieten de-al meu care conducea și așa, ne-am dus la Sfestria. Și ne-am dus cu părintele nostru Iulian, să ducem la părintele Paise, să-l întâlnească și eram acolo ca niște reporteri din ăștia, să vedem marea întâlnire, cum stau ăștia, când se întâlnește Putin cu Merca sau nu. S-au îmbrățișat, s-au privit, au lăcrimat, așa, nimic, să notezi cuvinte mari, nu știu ce, dar s-au simțit. Da. Și până am coborât la Sfestria și am zis să mergem și la părintele Cleopa, bineînțeles, pentru că Cleopa s-o dignea, nu știu ce face. Și ucenicul lui avea ucenici de camere care mai apărau, că lumea, problema cu preoții ăștia minunați, că sunt, se adună lumea. Am doi nevoie de ei. Și vezi că se adună lumea și în București vezi unde sunt, și nu zic la slujbă, că lumea s-o ceva și pe tăpini, dar când era spovedit, vezi că sunt unii la care vin de pe parte și vin. Îi cam omorâm puțin așa cu dragostea, cu nevoile noastre. Și ne-a dus la părintele Cleopa jos, nu știu, a fost pe la Sfestria, a fost, avea acasă cu ceva, că așa și aveau ucenici de chilie, cum se cheamă. Și ăștia, bineînțeles, erau puțin gardieni. La părintele, dar gardianul era soția lui, da? Acolo era cât încă lume. Doamne, părintele, să odihnește, lăsați, că vă scrie pe vorbii, nu știu ce. Și dăm să plecăm. Și odată apare părintele Cleopa pe pitor, zice, ce faceți, părintele, ce? Păi nu știu ce, că m-a scos cu rugăciunile părintele acela. La nivel era chemarea, întâlnirea, decât o vedeam noi. Și eu am spus de multe ori, am avut, se poate despărți puțin între 89 și înainte și după, pentru că acum lucrurile sunt altfel vizibile, într-un fel sigur că lumea o copleșește, adică e atâta agitație încât cumva ascunde. Înainte lucrurile nu se puteau vedea din alt punct de vedere, dar comunicau așa, știți? Da, știam. Dacă era în biserică, care sunt preoții, îmbunătățiți, unde se întâmplă ceva. Era telefonul fără fir. Eu pot să spun așa, și am spus că nu invidiez niciun alt timp, pentru că am avut în timpul meu o pleiadă, sau cum se spune, de mari duhovnici, de nivelul oricărui alt secol. Deci în secolul de aur, cum al creștinismului, secolul 3-4, când erau așa sfinți mari. Iată, ieri s-au împlinit 12 ani de când a plecat părintele Sofian, de la Antim. Da. Acum, de exemplu, a apărut o carte, iarăși, un carte album foarte frumoasă cu părintele Arsenie Papacioc, că sunt 100 de ani. De la naștere. De la naștere. De la dormire. Și o carte, pozele sunt, textele n-am apucat să citesc, acolo fiecare cât a avut amintiri și trebuie să fie interesante, dar sunt, uite aici, adică, părintele Macari. Părintele, să zicem, părintele Tofil de la Sâmbătă, ai mai cunoscut, chiar umplea vorbea. Părintele Macarie, sunt și din ăstea mai ascunși, era ceva mai distinct, în fine, dar părintele Antia, în fine, a fost niște obărăști. Era și Ioan Negruțu de la Timișeni, nu, era un părinte la Ovna Sibiului, cum îl cheamă? Zosim Oancea. Da, iarăși. Părintele... Mina Dobzeu. Părintele Ioanichea, de exemplu. Părintele Ioanichea a fost, poate l-am cunoscut cel mai bine dintre toți, adică am avut trenul. Părintele Ioanichea Balan a făcut un lucru excepțional și de care noi nu profităm de spun asta. A făcut patericul românesc cum vorbi duhovnicești. Și vedeți. Deci sunt unde a adunat, cum să zic eu, ca albina cea mai harnică cât a putut de peste tot. A adunat
lucruri care trebuie să fie cheltuit. Și sunt lucruri minunate, minunate. De exemplu, știu că trebuie să scrie ceva despre Părintele Teofil la un moment dat și după ce apără nenumărate cărți, deci dacă e să faci ceva legătură cu el, te pierzi. E prea mult material. E, m-am dus la Convorbirea Duhovnicești și acolo era, cum era înainte, la înainte nu puteam nici să scrie prea mult, nici să comunice prea mult. Sunt, și de la seama că îl dețineam în bibliotecă și nu m-am uitat la el. Și sunt toți mari și foarte mulți, sunt mari duhovnici, mai mari, mai mici, în fine, și ei sunt cum sunt stelele. Toți lucesc, dar unii mai tare, unii mai, mai aproape, unii mai departe. Nu o să găsim mai nimic ca scris probabil de Părintele Macarie, de când. Am notat acum ucenicii să scoate, să încearcă să scoate o carte și mă lăsă cu Părintele Adrian să mărturie cu tremurătoare, oameni care au făcut pușcărie. Cam toți au trecut prin pușcărie. Dacă ne uităm aici, poate Părintele Teofil, s-au fost persecutați într-un fel sau altul. Părintele Paroc, Daniel, s-a spovedit multă vreme la Părintele Macarie, la Pasăre. Eu l-am cunoscut pe Părintele Macarie, datorită Părintele Daniel. Și sunt, eu cred că sunt și astăzi, sigur că eu când am intrat în biserică aveam vreo 20 și ceva de ani și ei aveau vârsta părinților sau bunicilor mei și atunci la portare era de un anumit fel. Acum mă uit la părinții care sunt buni și știu că sunt punea, sunt ca fiii mei, într-un fel, știți? Am altă... Dar sunt părinți rugători și de multe ori mă gândesc, uite, părinții erau minunați care i-am știut, eu și-am cunoscut și pe lume, care am citat uneori. În tinerețe trebuie să-i fost ca cei care îi văd astăzi buni și care îi simt că sunt buni și așa. Sigur că un alt timp se ce povestea este vorbea Horia Bernea, dacă n-ați fost la Muzeul Țăranului, vă rog, eu mergeți. Asta ține de cultura elementară creștină, ca să-ți vezi rădăcina nobilă țărănească. E aici am bucurie. Ei, și Horia Bernea vorbea despre avantajul de a fi fost intelectual din vești și m-a întrebat la emisiunea acum ce înseamnă asta. Mai puțin, cine crede că este târziu și dorește să plece, se retrage discret și pleacă. Restul da, mai și eu m-aș retrage, de fapt, nici nu m-am înfițat și vorbim. Nu cu adevărat, spun că se intră să pleacă, să iese. Păi așa e la biserică, asta e frumos în biserică, la noi nu te controlez. Lumea intră, iese. No. E bine că le evocați pe Horia Bernea pe care l-ați văzut. Nu știu, de asta spunea că avantajul de a fi în mestec sub ochi primar, nu? Pentru că erai obligat cumva să fii mult mai atent și să când spui, nu știu, sunt ca florile alea pe munte, știți, floarea reginei, cum erau extraordinare, crescând în niște condiții foarte vitrege. Risipa era mai mică. Acum risipa e foarte mare. Și de timp, și de nervi, și de ce vreți, de tot, de sine. E o risipă pentru că tentațiile sunt la tot pasul și nu numai tentațiile ca ispite, dar așa, ești obligat. Viața acum te obligă să fii numai creștin. Nu era ea la serviciu acasă, nu știu. La biserică. Dacă sunt întrebări, cine dorește să adreseze întrebare,